Bună, dragele mele balanțe, și bine v-am regăsit la un nou tarot horoscop pentru luna iulie. Persoanele care încă nu sunt abonate la canalul meu de YouTube pot face acest lucru apăsând acel cadran în care scrie abonează-te sau subscribe. Dacă doriți să vă apară pe telefon sau, eu știu, pe calculator, notificări atunci când eu postez un nou videoclip, puteți apăsa clopoțelul. Voi începe acest tarot horoscop pentru luna iulie cu un mesaj de la îngeri. Îngerul Fiona vă transmite mesajul că acum, deoarece ai chemat îngerii în ajutor, deschideți sufletul să primești călăuzire și sprijin divin. Meriți, cu siguranță, ajutor din ceruri. Unii dintre voi se pare că, așa cum spune și Fiona, poate ați făcut anumite rugăciuni, poate ați ținut anumite rugăciuni pentru a vi se împlini, eu știu, o dorință sau pentru a primi un ajutor de la arhanghel, de la îngeri, de la Dumnezeu, da, de la divinitate. Rugăciunile voastre au fost auzite, au fost ascultate și acum, în această lună, veți primi ajutor de la Dumnezeu, de la divinitate. Acest ajutor va veni pentru fiecare în acel domeniu din viața sa în care are cea mai mare nevoie. O dorință ți se îndeplinește. Ceva bun, ceva miraculos apare în viața ta. Și de regulă aceste miracole se întâmplă în viața noastră atunci când ne așteptăm mai puțin. Mai departe, haideți să vedem mesajele din tarot pentru luna iulie. Voi începe cu mesajele pentru sănătate, pentru starea dumneavoastră fizică și psihică. Văd aici o încurcătură, o ceartă, ceva care vă va epuiza, ceva care veți dori să lăsați cât mai repede în spate, ceva la care veți dori efectiv să renunțați pentru că vă va crea un stres pe măsură. Avem aici și o imagine în această carte de tarot, o persoană care pune o capcană pentru a prinde niște demoni. Această carte, da, este interpretarea acestei cărți, poate să fie și faptul că voi aveți anumite temeri sau aveți senzația că anumite persoane vă doresc răul sau vreau răul sau aveți senzația că aveți foarte mulți dușmani. Cu această regină de cupe este clar că aceste tensiuni, acest stres sau aceste temeri vor fi cumva anihilate, da, vor dispărea. Poate să fie vorba despre o scurtă perioadă de timp, da, poate să fie câteva zile, da, în care să aveți, eu știu, un stres mai accentuat. Merg mai departe să vedem din punct de vedere al locului de muncă, al carierei și pe plan financiar. Îmi sar cărțile, nu știu de ce.
Vom vedea. De regulă anunță, da, o stare de nervozitate. Poate unii dintre voi veți fi puțin mai nervoși, mai agitați în această lună sau vă veți grăbi să rezolvați anumite probleme. Haideți să vedem. Steaua. Speranța într-un viitor mai bun și puterea. Doar cărți de destin. Este clar că în această lună veți primi ceva miraculos și din punct de vedere material. Căutările, eu cred că s-au sfârșit. Poate unii dintre voi, cu siguranță, veți începe un nou drum sau veți merge pe un nou drum din punct de vedere material, da, financiar. Alegeți o altă direcție, prindeți mai mult curaj, îndepărtați aceste temeri, aceste frici, da, care vă copleșesc totuși, și poate chiar îndepărtați anumite persoane din viața voastră care încearcă cumva să vă tragă înapoi, să vă influențeze, persoane răuvoitoare care nu vor, eu știu, să ajungeți foarte, foarte sus, da? Persoane invidioase, și cred că mulți dintre voi în această lună își vor face curățenie, să spun așa, între prieteni, eu știu. Veți mai renunța la anumite prietenii, la anumite anturaje și vă veți vedea de drumul vostru. Pentru că, na. Clar, aici, da, eu știu, în cazul în care întrebați dacă găsesc un loc de muncă mai bun. Da, clar, vei găsi un loc de muncă mai bun. Dacă te gândești, eu știu, avansezi. Aici s-ar putea să fie puțin, da, să aibă loc o întârziere, da, să fie anumite probleme pe care tu trebuie să le mai rezolvi, da, sau poate să fie chiar vorba de niște acte pe care trebuie să le faci. Merg mai departe, să vedem din punct de vedere sentimental, din punct de vedere amoros al relațiilor. Nu știu, aveți un dușman sau simțiți, vedeți, am și cartea asta și cartea asta și sunt așa unele cărți care îmi dau senzația că nu mai sunteți siguri pe voi sau nu mai aveți o siguranță. Ori nu mai aveți o siguranță materială, ori nu mai aveți siguranța sentimentală. Ceva se întâmplă. Da? În viața unora dintre voi. Da? Acum, din această etalare, fiind interactivă, interacționând cu foarte multe energii, da? Voi luați doar ceea ce considerați că vi se potrivește. Aici mi arată o dezamăgire, cumva. Da? Parcă nu mai vedeți partea plină a paharului. Nu mai vedeți, nu știu, poate cum să mergeți înainte. Simțiți că aveți un intrus sau că este o intrusă, un intrus în relația voastră, că cineva vrea să vă facă rău, că cineva, nu știu, intervine în relația voastră. Poate să fie chiar o persoană foarte apropiată, o persoană care vă vine în casă și vine cu o influență destul de negativă. Sau această persoană, de ce nu, poate vă face farmece. Da? Sau în față vă spune, uite, te iubesc, ești frumoasă. Sau, da, uite ce mult te apreciez și prin spate să te bârfească și așa mai departe. Aici este cumva ceva se clatină în relația ta. Nu mai ești atât de mulțumită. Nici nu mai primești,
cum primeai, dar nici nu mai ești dispusă sau nu mai ești dispus să oferi. Bun, dragii mei, cam atât pentru voi. Vă mulțumesc pentru atenție. Nu uitați să lăsați un comentariu, un like. Pe curând!